Sala de bal din clădirea Transilvania, reabilitată în ultimii ani printr-un proiect cu finanțare europeană, va fi inaugurată joi 10 aprilie printr-un eveniment ce se dorește a fi unul la înălțimea sălii, considerată a fi una dintre cele mai frumoase spații de acest gen din Transilvania. De altfel, pictura murală a sălii restaurată și ea prin proiect în suprafața de aproximativ 250 metri pătrați este considerată a fi una dintre cele mai mari din țară, dacă nu chiar cea mai mare. Sala în care la începutul secolului al XX-lea, elita Zaleului participa la spectacole de teatru și operă, dar și la baluri, va fi prezentată joi invitaților în cadrul unui eveniment de tip cocktail ce va include 2 ore de muzică simfonică, demonstrații de dans și muzică de fanfară. Ramona Butcovan, șeful serviciului managementul proiectelor din cadrul primăriei municipiului Zalău, a spus astăzi într-o conferință de presă că evenimentul de inaugurare își propune să se plieze pe tradiția sălii, fiecare dintre componentele programului având corespondent în ceea ce se întâmpla acolo pe vremuri. În acord cu eleganța sălii vor fi și ținutele participanților la eveniment, organizatorii impunând în invitații ținut obligatorie black tie. În timpul celor 2 ore vom avea muzică simfonică, vom avea o demonstrație de dans, vom avea muzică de fanfară, pentru că rolul clădirii, rolul sălii în istoric a fost să găzduiască spectacole de teatru, operă și muzică, de unde concertul de muzică simfonică, mini-concertul de muzică simfonică. Aici aveau loc baluri și seri dansante, de unde demonstrația de dans. Și de asemenea, aici aveau loc unul dintre baluri, poate, dacă nu cel mai vestit, cel mai interesant pentru noi, era legat de prezența în municipiul Zalău, în Zalău, de fapt, pe atunci, a batalionului 7 Vânători de Munte, singurul batalion de voluntari români care s-a format pe frontul italian la sfârșitul Primului Război Mondial. Deci fiecare mică demonstrație din acest eveniment se leagă de fapt de istoricul clădirii. Pentru promovarea sălii ca și loc de organizare a unor evenimente, primăria municipiului Zalău va trimite săptămâna viitoare și 200 de scrisori de prezentare, 100 urmând să ia drumul unor instituții din Sălaj și din județele învecinate, iar 100 vor fi trimise unor instituții la nivel național, inclusiv unor case de producție de film, care ar putea folosi spațiul ca și decor pentru filmarea unor scene de epocă. Sala de bal a fost restaurată în cadrul proiectului mai amplu de restaurare a corpurilor beșice ale clădirii Transilvania, monument istoric construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, având ca primă funcțiune casa orașului primărie. Valoarea proiectului, a cărei implementare se încheie în 13 aprilie, este de 5.829.000 de lei, din care aproximativ 3,5 milioane de lei o reprezintă finanțarea nerambursabilă din fonduri europene, diferența fiind acoperită din bugetul de stat și cel local.